Slăvit să fie Dumnezeul cel viu și veșnic, a cărui împărăție nu va fi nimicită niciodată și a cărui stăpânire nu va avea sfârșit. Amin. Fie ca în această împărăție să intrăm și noi prin harul său. Frați și surori, să citim cuvântul scris în epistola lui Iacov, în capitolul 4, de la versetul 13 la 17. Ascultați acum, voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Amin. Din acest cuvânt, subtitlul Planuri reușite, să învățăm cum să facem planuri. În primul rând, să înțelegem din text că planurile sunt de două feluri. În fond și la urma urmei, numai de două feluri. Făcute fără Dumnezeu sau făcute cu Dumnezeu. Noi ca oameni uneori ne putem bizui pe înțelepciunea noastră sau alteori nevoile ne împing spre anumite planuri, câteodată cei din jur ne sugerează și contribuie la înșghebarea unor planuri și nu exclus să nu vină și diavolul cu planurile lui și să ne înșele. În versetul 13 este scris, și nu uitați asta către evrei, raportat la stilul lor, astăzi sau mâine, asta înseamnă că e stabilit timpul în funcție de anumite circumstanțe. Ne vom duce în cutare cetate și stabilește destinația. Vom sta la acolo un an, timpul șederii. Vom face negustorie. Asta înseamnă că e prestabilit obiectul muncii. Și apoi, în final, scrie și vom câștiga. Deci, se presupune că va fi profit, nu pierdere, va fi un câștig. Da, scrie înțeleptul în Cartea Proverbele, în capitolul 14, versetul 12. Multe căi pot părea omului bune, valabil și în plan economic, în planul căsătoriei, în promutare socială, în realizarea unor obiective pământești, cum ar fi construirea unei case sau începerea unei afaceri. Numai că noi putem da greș. Să fim atenți. S-ar putea, cum spuneam despre posibilitățile de sugerare a unor planuri, citim și din Proverbe, capitolul 1, să nu ținem cont nici de principii. Să fie un proiect care face referire numai la aspectele economice. Scrie aici în Proverbe 1, despre lăcomie și citesc versetul 14. Vei avea și tu partea ta, o pungă. Numai că începutul nu dovedește că și sfârșitul va fi în același ton. Ba mai mult,
Vă citesc din 1 Timotei de la capitolul 6, unde este o avertizare foarte puternică pentru noi în plan economic. Ca nu cumva să fim atrași acum când trăim în libertate, în economie de piață, când se pot face investiții. 1 Timotei 6, de la versetul 9, cei ce vor să se îmbogățească. Și asta e posibil nu doar pentru cei ce au plecat din țară sau pentru cei ce se mută într-o altă zonă mai prosperă. Se poate și în plan local să spui astăzi sau mâine mă apuc de o afacere. Dar cei ce vor să îmbogățească, spune apostolul, cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor răilor și unii care au umblat după ea, accentuez, au umblat după ea, au rătăcit de la credință, s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Deci iată că apar o multitudine de probleme sau chiar dacă nu ar apărea probleme de ordin economic, social, dacă din punct de vedere spiritual nu este niciun câștig, atunci ne amintim și de pilda Domnului în care a spus că ce folos să se îmbogățească cineva, dar nu față de Dumnezeu, adică nu în plan spiritual. Există însă planuri făcute împreună cu Domnul, cu acordul Lui. Pentru că toate acțiunile ființei noastre trebuie să fie supuse aprobării Lui. În textul nostru, recitesc versetul care menționează foarte clar acest aspect, 15. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, nu că vom merge și vom face, dacă va vrea Domnul, vom face cu tare sau cu tare lucru. Vă spun, vă reamintesc, că și Dumnezeu când face planuri, cu excepția celor care sunt de siguranță a împărăției sale, care sunt păstrate ca taină, le comunică prietenilor săi. Discută cu prietenii săi. Așa a spus Dumnezeu lui Avram, așa a spus Domnul Iisus ucenicilor săi. Iar în Amos 3 cu 7 este scris că Dumnezeu înștiințează prorocii săi de planurile sale. Mulțumim Domnului de cea mai mare descoperire, Scriptura, care ne aduce cunoștință despre planul său etern de mântuire. Dar Dumnezeu se amestecă și în chestiuni foarte particulare. De exemplu, în Genesa, capitolul 26, îi spune Dumnezeu lui Isaac, în versetul 2, nu te pogori în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune. Locuiește căsătorie în țara aceasta, eu voi fi cu tine, te voi binecuvânta, că și toate ținuturile acestea le voi da ție seminții tale și voi ținea jurământul pe care l-a făcut tatălui tău Avram. Sau, citim din a doua împărați, capitolul 8, unde este scris că prin profetul Elisei, familia aceea din Sunem a fost învățată să plece din țară, i s-a spus timpul. Deci iată că este indicat să stabilească Dumnezeu datele problemei. 8:1. Domnul va trimite o foamete de 7 ani peste țară, foametea a și început, i-a spus de când trebuie să calculeze ani și s-a întors la vreme potrivită. Așadar, dacă avem harul să ne consultăm cu Dumnezeu, să ținem foarte mult la asta, gândindu-ne că și El ține la colaborarea care o are cu noi. Iar dacă e vorba de lucruri care nu le înțelegem, aici s-ar putea să le înțelegem mai târziu în viață, iar dacă nu, în veșnicia viitoare. Aș vrea să privim la cazul Iov. Este ceva interesant în capitolul 17, versetul 11, este scris că el, ca un om cu atâta gospodărie, cu atâția angajați, normal, trebuia să-și facă multe planuri.
Și nu știm exact cu amănunte la ce se referea când a zis în 17 cu 11, ce mi s-au dus zilele, mi s-au nimicit planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea. Numai că tot el spune apoi în 23 cu 14, el își va împli dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. Și n-a fost numai părerea lui, pentru că Dumnezeu atunci când s-a prezentat, citim că în mod repetat a făcut referire la aceste planuri. Capitolul 38, versetul 2, cine este cel ce îmi întunecă planurile? Și în 42 cu 3 de asemenea, cine este acela care nebunia lui vrea să-mi întunece planurile? Deci, fie că înțelegem, fie că nu înțelegem, este bine să ne punem de acord cu Dumnezeu și dacă El nu ne va informa, să știm că El are drept să facă planuri peste noi și ne va da putere să trecem prin ele. Iar dacă are anumite taine, cum spuneam, că slava Lui este în ascunderea lucrurilor, să avem liniștea că n-a fost planul nostru, dar a fost planul Domnului. Deci, în cât ține de noi, să nu facem socotel fără El. În ceea ce îl privește pe El, ne dezvăluie toate socotelele care le putem pricepe, iar celelalte le vom pricepe atunci când vom avansa în școala Lui. Aș vrea, după această succintă prezentare a celor două posibilități de a face planul cu sau fără Dumnezeu, să ne oprim la câteva principii. Le-am numit înțelepte căți din Scripturi în conceperea planurilor. Cum putem să ne punem de acord cu Dumnezeu? Cum își dezvăluie El voia față de noi? Ce trebuie să știm când gândim un proiect de viitor? În primul rând, viitorul fiecăruia dintre noi, viața în sine, este totalmente în mâna lui Dumnezeu. Iacov a scris, citesc din capitolul 4, versetul 15. Voi, dimpotrivă, trebuie să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi. Că toate planurile, cum scrie la Psalmul 46, dacă murim, cad în ziua aceea. Rămâne mandatul neterminat, casa nefinalizată. Dacă va vrea Domnul, vom trăi, că viața este în mâna Lui, este un mănunchi a celor vii, cum a zis Abigail către David. Și nimeni nu poate smulge pe om din mâna Lui. El are putere să dea viață și să ia viață. În aceste condiții, zice versetul următor, pe când acum vă făliți cu dădoșirile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Pentru că viața noastră este darul lui Dumnezeu. Planurile noastre, dacă sunt reușite, sunt cu acordul Lui. Așadar, cu ce să ne lăudăm? Știți, când un împărat s-a lăudat, citesc din cartea Daniel, din capitolul 4, deși a fost avertizat. Dar este un fenomen larg întâlnit la oameni, cu cât sunt mai sus, cu atât se laudă mai tare, dacă nu recunosc pe Dumnezeu care e mai sus. Daniel 4, versetul 30, oare nu este acesta Babilon cel Mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și pe slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și un glas a vorbit din cer și a zis, află împărate de Bucanețar cât se luat în împărăție. Și el apoi recunoaște, citesc versetul 34, a ridicat ochii spre cer, nu spre Babilonul creat, ci spre Dumnezeu, mi-a venit iarăși mintea la loc, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat, auziți ce laudă este corectă, și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, că noi trăim limitat, el trăiește veșnic și noi trăim prin el. Acela care este stăpânire este veșnic și are o împărăție de rește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui, el face ce vrea. De aceea spune Iacov, dacă va vrea.
face ce vrea coastea cerului și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâinilor și să zică, ce face? Versetul 7. Acum eu, Nebucadnețar, laud înalt să slăvesc pe împăratul celor, căci toate lucrurile sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și îl poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. A învățat o lecție odată pentru totdeauna. Unii pleacă fără să învețe lecția aceasta. Știți pilda bogatului din Luca 16. Spune Scriptura acolo, începând cu versetul 19, că în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Numai că, spune Cartea Sfântă, a murit și l-a îngropat. Desigur că l-a îmbrăcat frumos și în ziua aceea, dar a fost ultimul echipament ce l-a purtat trupul său. Viitorul nostru, viața, este în mâna lui Dumnezeu. Un al doilea principiu de care trebuie să ținem cont în angajarea noastră în planurile vieții. Viitorul nu este întotdeauna o repetare a prezentului. Textul nostru spune, Iacov, capitolul 4, vers 13, ascultați acum voi care ziceți astăzi sau mâine. Dar nu înseamnă că mâine trebuie să fie tot ca astăzi. Și cu atât mai mult nu știm dacă la anul va fi tot ca anul acesta. Dacă prețurile la piață vor fi la fel, dacă bursa va fi aceeași, oamenii ar vrea să fie totul în creștere. Numai că nu întotdeauna este așa. Sunt creșteri și sunt descreșteri. De aceea spune înțeleptul în cartea Proverbele, citesc din capitolul 27, versetul 1, nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Știți, să spunem azi ce frumoasă a fost la Haman, seara a fost umbrită de mândria lui că nu-i s-a închinat Mardoheu. Dar pe a doua zi își programase să fie mai frumos ca azi. Numai că a doua zi a fost nefastă. Da, s-ar putea mâine să fie mai bine, s-ar putea mâine să fie mai rău. Și la anul să fie total diferit față de anul acesta. Oamenii, așa cum spune Solomon Eclesiastul, capitolul 9, nu știu nimic dinainte. Viitorul nu întotdeauna seamănă cu prezentul. Și nu întotdeauna păstrează ritmul trecutului. Zice în 2 Petru 3 că oamenii spun, toate rămân așa de la începutul zidirii, nu? La potop totul s-a schimbat? Și se va schimba și până atunci mai sunt posibile și alte schimbări, fie în bine, fie în rău. În bine avem un exemplu în cartea a doua a împăraților, la capitolul 7, unde omul Dumnezeu a spus, citesc versetul 1, mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samaria o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu. Călărețul pe brațe căruia se rezema împăratul a răspuns omul Dumnezeu, chiar dacă ar face din Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și el i-a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Pentru popor a fost bine, pentru el a fost rău. Da? Să ne amintim și de ce descrise în cartea Plângerii Ieremia. Descrie că Ierusalimul își aducea minte de zilele plăcute. Dar n-a fost să fie tot așa. Profeții au avertizat. Așadar, să fim atenți. Și nu numai că mâine poate fi diferit de astăzi, dar astăzi ești și mâine poți să nu mai fii. Și asupra acestui aspect, Iacov face o afirmație foarte punctuală. Și nu știți ce aduce ziua de mâine, versetul 14. Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Să nu fim induși în eroare ca bogații aceia din psalmul 49, care iată ce declarații de presă au dat. Citesc versetul
8 acest, se tot crea Domnul fericit în viață, se tot laude cu bucurie pe care și le face, că și toată locuința părinților săi va merge și nu va vedea lumina niciodată. Versetul 9. Nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul. Versetul 11. Ei își închipuiesc că vecile vor fi casele, că locuinții lor vor denui din veac în veac. Dar nu e așa. Versetul 14. Sunt duși ca o turmă în locuința morților, paște moartea. Da? Știți că a plecat Elimelec cu Naomi și cu cei doi fii, Mahlon și Chilion, în țara Moabului? Cam pe textul nostru s-a situat planul lor. Ne vom duce, vom sta, vom câștiga, dar n-a fost să fie așa. Nici n-au câștigat și nici nu s-au mai întors în țară. Dintre cei patru, decât Naomi plăcuta și ea devenită Mara. În al treilea rând, și asta e poate mai important decât tot ce am spus până aici, extrag ideea aceasta din text, din versetul 15. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, și uitați, asta scrie după versetul 14, în care spunea că omul e foarte trecător. Dacă va vrea Domnul, vom trăi. Da, dar cum vom trăi? Așa ca ieri? De capul nostru? Lui Dumnezeu este indiferent de viața noastră, de faptele noastre, pe El interesează numai ce planuri facem și nu avem voie să facem fără El, dar comportamentul nostru poate să fie așa cum vrem noi? Nici vorbă. Dumnezeu întâi este interesant de faptele noastre. În Genesa, în capitolul 17, e scris că Dumnezeu a spus lui Avram, cel căruia i-a spus în ce țară să meargă. Citez versetul 1. Umblă înaintea mea și fi fără prihană. Și amintiți-vă că Dumnezeu le-a spus evreilor, îi duce în Canaan, i-a călăuzit cu norul, cu stâlpul de foc, dar când viața lor n-a mai fost plăcută Domnului, totul s-a întrerupt. Dumnezeu a vrut să se retragă, a plăcut să-i nimicească, știți că a mijlocit Moise pentru ei? Așadar să înțelegem că, în primul rând, și asta zi de zi, în toate activitățile vieții, să ne întrebăm dacă avem un comportament plăcut Domnului. Știți, a fost voia Domnului ca Iosif să ajungă în Egipt. N-a fost planul lui, a fost planul Domnului. El l-a înțeles mai târziu. Dar este scris, în mod deosebit în Geneza 39, fie în casa lui Potifar, fie în închisoare, Domnul era cu el și s-a dovedit asta în modul cel mai puternic atunci când a refuzat oferta păcătoasă a soției lui Potifar. El a spus, Geneza 39:9, cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, chiar dacă momentan trăia în condiții vitrege, în sensul că era departe de familie. El era rob, chiar dacă administra averea lui Potifar. Nu știu că el să fie avut vreo avere proprie. Dar pe el l-a interesat caracterul să fie plăcut Domnului. De aceea și apoi, când a văzut triști pe cei doi angajați ai Palatului Regal, n-a fost indiferent față de ei. Să ne amintim de cele scrise în 1 Corinteni 13. Despre dragoste. Acolo scrie că poți să faci fapte mari, să ai realizări puternici în slujire. Dar dacă nu dovedim asta prin comportament, totul este zero. Și chiar dacă cineva ar spune, mie Dumnezeu mi-a dat binecuvântare,
M-am dus și am întrebat pe un proroc unde să mă duc și Dumnezeu a dovedit că am avut succes. Da, viața ta cum a fost. S-ar putea să-ți fi dat Dumnezeu doar aici. Dacă n-ai fost credincios, scrie în Biblie că Dumnezeu nu-i pare de darurile date, ba mai mult scrie că dă și la cei buni și la cei răi. Și spunea Dumnezeu evreilor să nu se îngrijoreze, să nu le pese de bunăstarea poporilor din jur. Asta nu este o dovadă că este Dumnezeu cu noi. Averea este o dovadă a bunăvoinței Domnului, dar nu a prezenței Domnului. De aceea noi, în primul rând, să spunem, dacă va vrea Domnul, vom trăi. Cum vom trăi? Fie că rămânem aici, fie că mergem în cutare cetate sau în cutare țară. Să fim ca și Iosif, care a plecat cu Domnul peste tot, cum scrie despre Enoch, despre Noe, umblau cu Dumnezeu. Deci asta este important, să întrebăm pe Dumnezeu dacă e demers unde ne dorim noi sau nu, sau trebuie mers în altă parte, dar să ne asigurăm că vine Domnul cu noi, cum a spus Moise, Doamne, dacă nu vii cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Dar Dumnezeu va veni cu noi numai câtă vreme trăim frumos. Plăcut lui, spunea Domnul Iisus, Tatăl nu m-a părăsit niciodată, pentru că totdeauna fac ceea ce este plăcut. Așa să ne ajute Domnul pe fiecare. Amin. În al patrulea și ultimul rând. A ne subordona viața și planurile înaintea Domnului nu este o opțiune, ci o obligativitate. Pentru că scrie ultimul verset din textul nostru, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Deci nu e vorba numai de câștigul nostru, ci dacă vrem să devenim independenți și nu mai rămânem dependenți de Domnul, deja am comis un păcat. Chiar înainte de a face vreo altă faptă rea. Pentru că în universul acesta, Dumnezeu este proprietar absolut, El ne-a creat, noi suntem ai Lui, cum spune Psalmul 100, și dacă noi vrem să ne separăm de El, dar oarecum să ținem cont de principiile Lui cât de cât. Că la urma noi și comuniștii aveau anumite principii morale. Și societatea din jur nu este toată fără norme etice. Dar noi trebuie să înțelegem mai mult de atât. Să fim aproape de Domnul, că El vrea să fie cu noi. El nu este interesat numai de planul nostru să ne meargă nouă bine. El vrea compania noastră. Și când noi refuzăm această părtășie, ne facem vinovați. Este o dovadă că noi nu agriem ceea ce va fi în eternitate în Împărăția lui Dumnezeu, cum spune Apocalipsa 21. Noi vom locui împreună cu El. De fapt, harul este că va locui El împreună cu noi. Ne vom scula, cum spune Osea, și vom trăi înaintea Lui. Să ne amintim de David, omul după inima lui Dumnezeu, cât de frumos scrie despre el. Nu vă spun asta unde. Citiți sau știți. Domnul era cu el. Tot mereu întâlnim în scriere și descriu viața lui David că întreba pe Domnul, în ce cetate să mă sui? Să atac pe filisteni? Și când n-a întrebat pe Domnul și când și-a permis să acționeze de la sine, a comis păcate. Și nu mă gândesc numai la cazul cu Batșeba și tot ce a curs de aici. Fie ca păcat, fie ca pedeapsă. Iau ca exemplu momentul numărătorii. A făcut-o fără Domnul. De ce l-a întrebat atunci pe Gad, pe Natan? De altfel Ioab i-a recomandat să n-o facă, dar a vrut neapărat să o facă. L-a ațățat diavolul. Și Dumnezeu a îngăduit. Dar în urmă l-a și pedepsit. De aceea să nu uităm că planurile Domnului trebuie să devină planurile noastre. Și planurile noastre
trebuie să aibă aprobarea Domnului. Altfel, ori de câte ori e numai semnătura noastră, ne semnăm condamnarea. Să ne amintim de Domnul Iisus Hristos care s-a rugat în Ghețimani: Tată, facă-se voia ta. Și scrie, în mod repetat în Ioan 6, am venit, am pogorât din cer să fac voia Tatălui. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că viitorul nostru este în mâna Lui, că viitorul este o necunoscută, că pe Dumnezeu îl interesează întâi să trăim frumos, să trăim cu El și că orice separare de Dumnezeu este un păcat, pentru că separați de El n-avem nicio șansă nici să gândim înțelept, nici să trăim frumos. Vița are o singură șansă: să aibă vie, iar mlădița are și ea o singură șansă: să rămână în viță. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. În încheiere, vreau să recitesc primul verset din text. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine. Să ascultăm la început, că dacă nu la urmă, cum am citit în ultimul verset, am săvârșit deja un păcat. Să nu fim ca cel descris în Proverbe 5 care spunea: cum am putut eu să n-ascult? Cât pe ce să mă nenorocesc? Și în adunare scrie acolo că te nenorocești, dar dacă mergi în altă țară. Și mulți s-au pierdut. S-au dus fără Domnul. Adunare n-aveau să mai trăiască măcar în compania altora. De aceea vreau să vă citesc acum câteva versete care prezintă într-un mod foarte categoric relația de subordonare a noastră față de Domnul în gândirea și realizarea unor planuri. Scrie în Psalmul 33, versetul 11, sfaturile Domnului dănuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Dar acele planuri ale Lui ne privesc pe fiecare dintre noi. Că scrie în 40:5, iar dacă în prim plan este vorba de Domnul, noi trebuie să fim frații Lui. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc, să le trâmbițesc, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Deci iată că Dumnezeu are N planuri pentru noi. Vrea să se implice. Dar depinde de noi dacă pricepem, dacă acceptăm asta. Citește din Proverbe, capitolul 16, 2, versete 1 și 3. Planurile pe care le face inima târnă de om. Deci noi putem schița și fără el. Dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. O, fie ca să avem călăuziri și gândurile care nu sunt în concordanță cu voia Lui să cadă la pământ, sau acest verset mai poate să aibă și un alt înțeles. Realizarea unui plan depinde de el. Schița ne poate aparține, dar realizarea numai dacă Dumnezeu vrea. De aceea spune versetul 3, încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Dar evident că Domnul nu va lua în mâna Lui să semneze un plan care nu poate fi avizat de principiile și de proiectele, de planurile sale. Și în încheiere de tot, vreau să vă citesc Isaia 25. Că dacă tot e vorba să spunem că ne vom duce în cutare și cutare cetate, dragii mei, hai să ne propunem să mergem în cutare cetate care se numește Ierusalimul de Sus. Acolo cu siguranță Domnul va vrea să mergem. El chiar ne cheamă, este o cetate pregătită pentru noi
și unde nu vom sta doar un an ca să câștigăm și apoi iar venim la drojdile noastre. Acolo vom sta pentru vecii vecilor. Nu ne mai va veni ideea să ne întoarcem înapoi. Va fi adevăratul câștig, că spunea Domnul, ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Pentru că, așa cum spuneam într-una dintre idei, viața e trecătoare. Acolo nu mai este trecătoare. Acolo mâine seamănă cu azi. Sau va fi mai frumoasă decât azi. Scrie așadar în Isaia 25:1, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te voi înălța, laud numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate. Planurile Tale, făcute mai dinainte, s-au împlinit cu credincioșie. Cei prezint în versetele următoare, cei ce sunt interesați pot citi, pot reciti. În ziua aceea vom spune, versetul 9, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. O, ce bine va fi acolo când se va împlini acel plan. Eu mai spun unora care pleacă să câștige într-o parte sau alta la gândul că în altă parte a pământului este mai bine. Dacă e cu voia Domnului să se ducă, numai să nu fie o forțare ca la Balam. Prima dată le-a spus nu și a doua oră da, dar nu s-a mai întors înapoi. Dar le atrag atenția. Fiți atenți că nu din orice loc de pe pământ distanța până în rai este aceeași. Că dacă intri într-o afacere, de ce bogați intră nevoie? Am citit în ultimul Timotei 6 că să străpung singur, că intră în hății și în spini și pe asemenea cărare se înaintează greu. Și spre împărăția lui Dumnezeu trebuie să mergem alergând. Dar asta se poate numai pe calea poruncilor, trăind cu Domnul și dacă ne va fi dat să ne îmbogățim mai mult sau mai puțin, slavă Domnului, să adunăm comori în cer. Dar mai presus de toate, să prețuim planul Domnului de mântuire, viața în părtășie cu El, că aceasta e viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și cunoscându-L, să devenim ca El, întâi în modul nostru de comportament, apoi la înviere, în trupul care va fi asemenea slavei sale, cum scrie în Filipeni 3, și cu El să rămânem pentru vecii vecilor și să spunem acolo, atunci și pentru eternitate. A vrut Domnul să fim și noi aici. L-am înțeles și ne-a dat harul să ajungem. Doamne ajută, Doamne dă-i zbândă și-ți mulțumim acum și Te vom lauda pentru vecii vecilor. Amin.